Bună dimineața! Sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață vom termina ultima parte a iepurașului Giulio, pe care l-am început săptămâna trecută. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș, să vă urez o săptămână nouă plină de bucurii, succese, spor în tot ceea ce faceți, dar mai ales să vă urez multă sănătate. Acum vom continua, așa cum spuneam, cu iepurașul Giulio. Am lucrat corpușorul și mânețele, așa, am lucrat căpușorul, am lucrat urechiușele, iar acum îi vom lucra piciorușele. Pentru a lucra acestea, voi folosi același fir Bravo, ca întotdeauna, și vom începe în felul următor. Voi poziționa camera în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce lucrez. Voi face 11 ochiuri de lanț. Acum, începând din al doilea ochi de lanț, voi lucra 10 ochiuri de lanț, 10 piciorușe scurte, scuzați-mă, 2, 10-lea. Am făcut aceste 10 ochiuri de lanț. Acum voi intra pe cealaltă parte. Un picioruș scurt și voi continua. 2. În același timp voi prinde și acest fir. 2.
10-lea. Cu aceasta am încheiat primul rând din picioruș. Acum vom pune firul despărțitor. Vom lucra un picioruș scurt, iar în următorul vom înmulți. Vom continua cu un picioruș scurt, o înmulțire. Astfel, până la capătul rândului, vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Piciorul scurt. O mulțire. Voi lucra integral piciorușul. Acesta veți vedea cum voi proceda. Aici va fi ultima înmulțire. Vom posta firul despărțitor și vom continua. Acum vom lucra două piciorușe scurte. Al doilea. Și o înmulțire al treilea picioruș. Unu, doi, o înmulțire. Astfel că la capătul rândului vom ajunge cu un număr de 40 de piciorușe scurte. Când am văzut fotografia acestui iepuraș, mi-a plăcut foarte mult, de aceea am decis să-l lucrez.
Îi face ultima înmulțire. Și așa cum vă spuneam, am obținut un număr de 40 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un singur rând de 40 de piciorușe. Deci nu va fi nevoie să... Mărțim nici... Am obținut și cel de-al doilea rând de 40 de piciorușe scurte. Primul a fost cel în care am efectuat înmulțirile, apoi am lucrat un rând în mod normal. Acum vom lucra 7 piciorușe scurte. 1 2 3 4 În al 8-lea vom face o mulțire. În acest fel vom lucra întreg parcursul rândului. 2 3 4 5 6 7 Mulțire. Lucrând astfel, la capătul rândului vom avea un număr de 45 de piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 1
dice. Ultima înmulțire și așa cum vă spuneam, am obținut un număr de 45 de picioare scurte. Acum vom face două rânduri de câte 45 de picioare scurte. Acestea le veți face și dumneavoastră. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste două rânduri. Am terminat cele două rânduri de câte 45 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. Scădere ascunsă. Vom lua doar prima parte a celor două ochiuri. La capătul rândului vom avea un număr de 40 de piciorușe. 3, 4, 9 scădere. De 7 ochiuri și ultima scădere. Astfel am obținut un număr de 40 de piciorușe scurte. Acum vom schimba firul despărțitor și vom continua lucrând 8 piciorușe scurte urmate de o scădere și astfel vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. 2 3 5 6
Sí. Si vamos a continuar. Cadere, dar acum ne îndreptăm către ultima scădere. Ultima scădere. Astfel am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte, așa cum vă spuneam la început. Rândul următor. Vom lucra 14 piciorușe scurte. Iar acum vom lucra 6 scăderi una după alta, deci 6 scăderi consecutive.
¿Ya? Dar acum vom lucra cele 10 ochiuri care ne-au rămas. 1, 2, 9 și al 10-lea. Încet, încet, piciorușul începe să se formeze. Acum vom lucra 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 și vom continua din nou cu 6 scăderi consecutive. Cea de-a 6-a. Vom continua cu cele 7 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-lea. Acum vom continua lucrând opt piciorușe scurte. 1, 2, sper că se vede ceea ce fac. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar acum din nou vom face 6 scăderi consecutive.
Doğru. Şase. Era cum voi lucra cele patru picărușe scurte care ne-au rămas. Scoate firul despărțitor, vom trage acest fir și vom umple cu melană ceea ce am lucrat până acum. Pentru că după aceea ne va fi mult mai greu ca să umplem piciorușul. Vor urma scăderi și de aceea vom proceda în acest fel. Vom umple bine, împingând din mijloc înspre margini melana. Toate acestea le arăt în amănunt, pentru că în felul acesta și doamnele care sunt începătoare vor putea lucra. Știind exact ceea ce trebuie făcut. Până aici am umplut piciorușul nostru. Iar acum vom continua să lucrăm . Vom pune firul despărțitor. Și vom face 4 piciorușe scurte. Scădere . Continuăm 4 piciorușe scurte
4, 1 scadere, piccolo 6 scorte. Faccio ultima scadere. Schaffer am obtenuto un rând de 14 piciorușe scurte, iar acum vom lucra 4 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. Deci ne vom ridica în sus cu 4 rânduri de câte 14 piciorușe. Noi ne vom întâlni la capătul acestor rânduri. Am terminat cele 4 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. Am terminat de umplut piciorușul cu melana, iar acum voi închide rândul lăsând o bucată de fir, pentru că cu acesta vom coase piciorușul de corpul iepurașului. Cu un fir de ață albă vom intra pentru a forma, a-i da forma picioruș, de lăbuță, de iepuraș. Voi intra cu acul de aici. Locul de unde am început primul rând al piciorușului, iar apoi voi veni cu firul deasupra un pic oblic. Voi intra în acest rând unde am făcut primele scăderi. Voi număra 1, 2, 3, 4 ochiuri. Voi trage un pic firul. Și mă voi întoarce din nou în acest prim ochi de unde am început piciorul iepurașului. Vedeți? În felul acesta vom crea o lăbuță. Iar aici îl facem voi întări aici de desubt, după care îl voi tăia. În felul acesta am făcut lăbuța iepurașului.
cealaltă, prima eu deja am lucrat-o între timp, iar acum vom continua să ansamblăm corpușorul. Și voi lua primul picioruș, voi pune firul în ac, vom lua corpul iepurașului, aici, începând de la mijloc, voi voi coase piciorușul. Deci începând din mijloc, de unde am am făcut cercul magic pentru a începe corpul acestui iepuraș. Îl pune piciorușul, îl voi fixa și voi lucra cu coase, trimitând de o parte și de cealaltă, este un pic cam greu pentru că locul, spațiul este mic. Voi face pentru început în acest fel. Voi ține în mână și voi coase. Am cus piciorușele iepurașului nostru, așa cum v-am explicat, pornind de la mijloc, de aici, de unde am început corpușorul. Îl am aplicat pe amândouă. Acum voi continua prin a pune în ordine capușorul. Începând din de aici, de la primul rând, eu am numărat 13, deci începând de aici, am numărat 13 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13. Aici este cel de-al 13-lea rând. Am pus acul de siguranță pentru a face semn. Exact de la mijloc am numărat 6 piciorușe, 6 ochiuri într-o parte și 6 ochiuri în cealaltă parte. Astfel, pentru a crea distanța egală, pentru că aici noi vom aplica ochișorii. Așa cum vă spuneam, aici unde am pus aceste bolduri, vom aplica ochișorii. Dacă aveți ochișorii cu șurub de siguranță, în timp ce lucrați, când ajungeți în această porțiune, numărați 13 ochiuri, așa cum v-am învățat, și veți aplica ochișorii de siguranță înainte de a umple căpușorul cu melană și de a continua cu scăderile. Eu voi pune lipiciul lichid, pentru că nu am ochișori cu
sorum de tugurante. Pui scoate primul bol de aici, voi aplica primul ușor. Apoi îl voi aplica pe cel de-al doilea. De siguranță, cum vreți să-l numiți. Și am aplicat și cel de-al doilea ochișor. Așa. Aici îmi va rămâne acest tac de siguranță, pentru că acum va trebui să facem gurița cu fir roșu. Voi număra 1, 2, 3, 3 rânduri, după 3 rânduri, exact în mijloc. Să fie atentă, să fie exact în mijloc. Voi introduce acul și voi face un mic triunghi. Cu culoarea roșie. Voi număra 1, 2, 3. Trei piciorușe. Mă voi întoarce la bază. Apoi voi umple triunghi, voi coase la acesta, nu vă preocupați dacă se vede aici, pentru că va veni ascuns. Sper că vedeți ceea ce lucrez. Face o nouă cusătură aici pentru a acoperi partea albă, nu se vadă.
seara apoi voi face o dunguliță în jos, voi coborâ două rânduri, firul aici. Așteptați, noi l-am făcut și botășorul. Voi ascunde firul aici, de o parte, nu se va vedea cu siguranță. Deci partea cea mai importantă am realizat-o deja. Acum va trebui să aplicăm urechiușele. Pentru a aplica urechiușele din nou vom avea nevoie de bolduri, de acele de siguranță. Fiecare urechiușă vine pusă în două, scusută, pentru a da această formă, iar apoi de la ochișor vom număra 1, 2, al treilea rând, iar partea cealaltă din nou 1, 2 al treilea rând exact deasupra ochiului. Înseamnă acesta și vom coase urechiușele. Le voi aplica aici deasupra ochiului, voi coase, prinde primul fir, în felul acesta, după care voi scoate acul de siguranță, căci îmi va fi mai ușor. Voi coase urechiușa. Un pic mai migălos aici, dar am decis să o cos, nu să o lipesc cum am făcut la alte lucrări, pentru că este un pic mai grea, pentru că este destul de mare. Bien.
da. Să putem să-i dăm poziția pe care o dorim. În felul acesta vom coase și cea de-a doua urechiușă. Vedeți cum se prezintă? Voi ascunde firul. Urechiușă, în același mod. Se scoate firul undeva aici. Așa. Deci prima urechiușă am cusut-o. La fel vom proceda și cu cea de-a doua. Terminăm după ce vom coase cea de-a doua urechiușă. Am cusut cele două urechiușe, am aplicat pe căpușor. Giulie este aproape gata. Acum va trebui să punem căpușorul pe corp. Vom fi atente să fie plin foarte bine corpușorul. Dacă este nevoie, mai ajungem un pic de melană, iar eu nu îl voi coase, ci îl voi lipi căpușorul, pentru că timpul nu presează. Voi pune lipiciul. Am aplicat o bună cantitate de lipici și voi aplica căpușorul. Deci, această parte unde am început să scădem va veni foarte puțin în afară. În restul va veni lipit. Îl vom poziționa pe mijloc. În felul acesta voi ține un pic apăsat să se lipească, iar până când se va lipi bine noi vom continua, pentru că mai avem de executat codița. Pentru aceasta vom lucra din nou cu firul alb. Voi lăsa iepurașul deoparte, să lipească bine căpușorul. Și acum vom face un cerc magic în care vom lucra un număr de 12 picioarușe scurte.
acuzațiu număr de 6 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6 Voi închide cercul magic. Picior alunecat, piciorul alunecat. Iar în corespondența fiecărui ochi voi dubla. Deci voi face 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra următorul rând, însă va trebui să pun firul despărțitor și voi face un piciorul scurt și o mulțire. Astfel vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Deci un piciorul scurt urmat de o mulțire. Un piciorul scurt, o mulțire. Un piciorul scurt, o mulțire. La capătul rândului, așa cum vă spuneam, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Iar acum vom lucra un rând de 18 piciorușe scurte. Deci noi ne vom întâlni după ce vom termina acest rând. Am încheiat acest rând. Acum voi lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. O mulțire. Și voi continua astfel până la sfârșitul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte și o mulțire, vom lucra 2 rânduri fără să scădem, fără să mulțim. Vom lucra așa cum se găsesc. Deci două rânduri, iar noi ne întâlnim la capătul acestor două rânduri. Am terminat cele două rânduri, acum voi lucra două piciorușe scurte. Urmate de o scădere, vom lucra astfel pe întreg parcursul rândului.
ceruse scurte, ultima scadere, și cu aceasta am terminat coduța iepurașului. Acum voi tăia firul . Voi închide, voi ascunde firul de desubt, îl ascund cu croșetul de la acesta. Voi umple codița cu melană . Apoi voi pune lipitul lichid . Așa cum spuneam, am depășit o oră, de aceea sunt un pic grăbită. Tutorialul este lung și acum îl voi lua pe Giulio și îi voi aplica codița exact aici, la mijlocul spatelui. Îl ține presat. Iată că iepurașul nostru este gata. Nu știu în ce fel să-l poziționez, să-l pot prezenta, dar cred că voi face o fotografie sau un mic filmat în care să-l prezent. Aceasta este ceea ce am lucrat. Voi face, așa cum vă spuneam, fotografie sau un filmat în care vi-l voi prezenta. Dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să dați like, să dați share, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac, să le lucrați. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, persoanelor care vor vedea acest tutorial. Dacă nu sunt abonate, le rog să se aboneze pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Totul este gratuit, nu costă nimic, vor urma noutăți, ne vom axa foarte mult pe această perioadă a Paștelui, perioada care va veni, pe lucrările legate de această sărbătoare, și apoi pe parcursul anului, așa cum vă spuneam, voi prezenta, vom lucra de fapt împreună ceea ce am prezentat în tutorialul
live pe care l-am făcut între Crăciun și anul nou. Deci anul acesta va fi destul de încărcat, va fi destul de bogat și de aceea vă rog să mă urmăriți dacă aveți nelămuriri în funcție cu lucrarea pe care am executat-o. Vă rog să lăsați un comentariu, iar eu vă voi răspunde. Vă doresc o zi bună, un început de nouă săptămână frumos, o săptămână minunată, binecuvântată, plină de multă sănătate și realizări. La revedere!